Întâmplarea a avut loc în cartierul Vișoi, la blocul 27 Scara C. O cunoștință de acelor doi soți a fost anunțată de fata victimei că tatăl ar fi omorât-o pe mama sa. Atunci femeia a sunat la numărul de urgență 112, afirmând că nu poate lua legătura cu ruda sa și se teme că aceasta ar putea fi decedată în casă. Cu ajutorul pompierilor, câmpulungeni a fost spartă ușa de la intrare, iar femeia în vârstă de 51 de ani a fost găsită într-o baltă de sânge. Aceasta avea gâtul tăiat, iar oamenii legii au găsit cuțitul pe corpul său. Se pare că bărbatul în vârstă de 54 de ani ar fi omorât-o în urma unei certe puse pe seama geloziei. După ce a comis crima, a încuiat ușa și a plecat împreună cu fica sa în vârstă de 17 ani la Gemenea, în comuna natală. La scurt timp, după ce oamenii legii au aflat de gestul său, bărbatul s-a prezentat singur la sediul poliției din Voinești, județul Dâmbovița, recunoscându-și vina. A fost preluat de polițiștii câmpulungeni și condus la sediul poliției câmpulung pentru audieri. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, care au deschis un dosar de cercetare penală pentru omor. Potrivit anchetatorilor, la Poliția Câmpulung nu au existat sesizări în trecut referitoare la vreo stare conflictuală între cei doi soți. Rudele și vecinii spun că nu se așteptau ca bărbatul să recurgă la un asemenea gest, iar certurile dintre ei nu erau atât de grave încât să degenereze atât de mult. La această oră, cercetările se efectuează la fața locului, urmând ca împotriva bărbatului să se ia o măsură preventivă.